Ascultă Vocea, Radio România din 1928. Camil Petrescu, scriitor, 1894-1957. Vă rugăm anume să faceți un act creștinesc și să eliberați pe acest rob al dumneavoastră, care este un adevărat artist, întrucât intenția societății noastre este să-l trimitem la Viena, să șterne învățătura și să se facă acolo cunoscut, convinși fiind că faima lui va aduce cinste țării noastre. Aceea, dând turburat, Ștefan Golescu se opri într-un gest de așteptare și îl privi stăruitor. La fel, ceilalți trei își ațintiră privirea pe făptura mică din fața lor. După ce rămase încă multă vreme absent, ca și când ar fi fost pe gânduri, Medelioglu răspunse încet și scăzut: nu-l pot slobozi. Urmă o tăcere îndelungată, în care timp postelnicul le umplu el însuși cu vin cele patru pahare de cleștar, dovadă de civilizație, căci obiceiul încă era ca să bea toată lumea din același pahar. Bălcescu descoperi cu uimire că rafturile rotunde de cărți care se vedeau în jurul Sacnaxiului nu erau pictate ca în unele case boierești, ci erau cărți adevărate în grecește și franțuzește. De altfel, pe o măsuță erau versurile lui Lamartine cu zaloaga de mătasă cam pe la mijloc. Ascultă Vocea, Radio România din 1928.